tot ce știi, transformă în mii. Beneș Curcanul îți aduce cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic în deșteptarea. Consumă carnea de curcan românesc, verifică originea pe etichetă și fii mereu câștigător cu Beneș Curcanul la Europa FM. Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să le știi totul? Joacă Dublu sau nimic. Avem un curcan românesc de calitate cu dublă greutate de la Beneș Curcanul. 15 kg de curcan pentru Ionuț astăzi. Dita mai Dihania. Dita mai Dihania. Nu Ionuț, cu curcanul. Ionuț e cu noi din Pitești. Bună dimineața, Ionuț. Să trăiești. Bună dimineața la toată lumea. Neața, salut. Ionuț. Salut, salut. Ce faci? Cu gândul la curcan? Cu gândul la bani mai mult. Așa. Să știi că nici curcanul ăla nu de lepădă. Da, da. Avem 800 de euro în dimineața asta pentru tine și un super curcan. L-am verificat, e românesc, e de-al nostru, am verificat originea pe etichetă. Îl bag la cuptor direct. Da. Îl bag în cap, eu zic în cap. Hai că vorbim și de rețetă dacă ne răspunzi la 4 întrebări astăzi. Încerc. E simplu, că dai petrecere, că iei niște bani, pui curcanul păi și hrănești. Banii iau băutură probabil și curcanul... Da. La cuptor. Cred că ajunge un curcan pentru toți prietenii. Pentru toată scara de bloc. Da, și așa. Practic. Fiindcă, da. Știi cum se zice? Cum? Băutura e fudulie, curcanul e temelie. Da. Cam așa, da. Ei, și carne să fie. Este, carne este. Să fie. Ce faci, Ionuț? Cu ce te ocupi? Sunt șofer pe distribuție. Bun. Așa. Da, ascult Europa FM dimineața. Asta cam asta e viața mea, ascult Europa FM și conduc. Foarte tare. E foarte bine, bravo. Și acum, de exemplu, ce traseu ai? Prin Argeș, la spre Slobozia. Uh-huh. Ok. E ceva cale. Nu. Argeș, tot, Slobozia? Deci din Argeș trebuie să ajungi Slobozia? Pe unde apuci? Nu, Slobozia de Argeș. Slobozia de Argeș. Nu cred că există Slobozia de Argeș. De ce nu există? Există Slobozia de orice județ. Argeș. Corect. Avem dreptul la Slobozie. Da, în țara asta. Da. A fost bună asta. Da. A lui Ionuț, că e Slobozia de orice județ. Practic. Practic. Da. Bine, Ionuț. Ionuț, să știi că, de fapt, știi, nu spui tu regulile astăzi de ziua noastră, uite, zi tu regulile jocului. Alea, câteva. Păi, ar trebui să ziceți cel puțin o întrebare ca să iau cel puțin 100 de euro, nu? Da. Așa. Pot să mă retrag după prima întrebare? După orice întrebare. Da. Da, pot să mă retrag și acum? După orice întrebare. Așa. Și acum poți să retrag. Chiar dacă pierd, câștig curcanul, adică măcar vale cu ceva. Așa, da, e. Clar. Așa? Păi nu știu, cam atât știu. Cam atât, da? După orice întrebare, practic, dacă ai dat un răspuns corect, decizi dacă mergi mai departe sau te oprești. Dacă te-ai oprit, rămâi doar cu banii câștigați până atunci. Uh-huh. Dacă mergi mai departe, riști să... câștigi mai mulți bani și sau să pierzi toți banii dacă răspunsul e greșit. Ai 6 secunde să dai răspunsul. Asta de știi? Să mă cadre. Ne asculți de mult așa în viața ta, Ionuțe? De vreo câțiva ani de zile. De vreo câțiva ani, foarte bine. Pentru noi astăzi este o zi importantă. Da, da, da. Bine. Hai, bine, începem. Păi, acestea fiind spuse, eu zic să începem concursul de la... Da, ajut. 100 de euro. Și pentru că astăzi, Ionuț, noi împlinim 21 de ani Europa FM. Practic, prima 100 de euro poți să o consideri cadou. Fiindcă întrebarea... De la nașul mare și ceilalți nași? Nu cred. Întrebarea e foarte simplă, Ionuț. Cine realizează emisiunea Deșteptarea la Europa FM? Oh! Ia-mă! Vlad? George și Luca. Haide, mă, ce faci? Vlad, George și Luca, dar cât timp îți trebuie să răspunzi? Am zis să vă... Nu, 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 ai zis foarte bine, stai liniștit. Bine. Luca, nu ia în calcul emoțiile când se adresează întrebări. Da. Da, spuneți, domnul Luca, aveți cuvântul. Poftiți, domnul Luca, apărați-vă poziția. Vă rugăm frumos, explicați. Păi da... Măi, Ionuț, dar de ce ți-a luat atâta? Păi, nu știu, am vrut să vă țin un pic sub suspans. Ah, da, asta e. Ai glumit. Nu, ne-a plăcut suspansul tău.
Mamă, ce hai. Facem suspans de calitate. Da, a fost ceva neașteptat. N-a fost bun. Ne-a luat prin surprindere tare de tot. Da, știi, cu 6 secunde, cu... N-am încătrat? Cronometrul ăla nu e în... Dacă ai făcut-o special, nu e în ordine, nu... Ai greșit cronometrul, băiatul meu. Da. 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 Ai zis târziu. Oh. Păi ce-ai făcut, prietene? Hai mă, Ionuț, noi am încercat, adică a fost... Problema e că avem un regulament și nu ne putem... Adică am mai făcut noi concesii, dar acum a venit foarte târziu răspunsul tău. Da, chiar îmi pare rău. Da, noi, și nouă ne pare data rău. Viitoare, data viitoare. E, tot e bine că ai curcanul. Da, da. Adică... Măcar mănânc. Da. E asta... foarte bun. Vezi că secretul la curcan este să nu-l usuci. Îți trebuie un termometru de carne. Ăștia au dat-o în culinaria. Da, 10-12 lei găsești peste tot. Cauți pe internet rețete. Rețeta se face simplu. Îți trebuie numai niște unt aromatizat. Și cuptorul. Și după aia răbdare. Nu trebuie să-i faci mare lucru. Eu zic că încape în cuptor. Eu și eu cred că încape. Poți să-l faci pe totodată dacă vrei. Dacă, să nu-l arzi. Dacă vrei, ne chem să-l împingem. Și secretul ți-am zis, intre. Temperatura. Pentru că dacă îl gătești prea mult, se usucă carnea aia și nu e treabă. Dacă îl gătești prea puțin, rămâne crudă și nu se poate mânca. E acolo un interval de 1-2 grade. Și neapărat lași carnea să se odihnească după ce scoți de la cuptor. Adică nu taberi pe el. Da. Și la, fragil. Da, la 15 kg vezi că se lasă mult. Găsești tot așa pe internet, găsești tabele cu timpul cât trebuie să stea. Se calculează în funcție de kilogram. Deci la 15 kg e o pasăre mare de tot. Cred că o să-l lași să se odihnească, cred că o oră, dar verifici. Îl las cât e nevoie. Așa. Carnea scoasă din cuptor, ea, dacă o deschizi imediat, dacă o tai imediat, curg toate sosurile din ea, nu mai e nicio treabă, nu e bună. Dacă o lași prea mult, evident se răcește și... Deci totul e numai să fii puțin atent. Și dacă nu faci nițele, e și gata. Da. Merge și nițele, da. Da. O ciorbă... Ionuțe, ți-ai ales cu un premiu cu greutate astăzi. Spuneam și mai devreme, un curcan de 15 kg de la Peneș. Curcanul are mai puține grăsimi decât carnea de porc, dar și un conținut ridicat de proteine și vitamine. Cu un nou concurs dublu sau nimic și cu un curcan de 15 kg de la Peneș, curcanul vă așteptăm și mâine în deșteptarea. Nu uitați, alegeți să consumați carne de curcan românesc, verificați originea pe etichetă. Trezește-te în cel mai bun mod. Best morning ever. Asculți deșteptarea. First thing I turn on in the morning to wake me up.